Nici nu s-a născut bine partidul, că deja a început mărunțirea lui. Problemele vin tocmai din interior, unde liderii se ceartă între ei. Bogdan Diaconu, președintele partidului, a decis excluderea mai multor lideri, între care prim vicepreședintele la nivel național Robert Bugă și liderul PRU Gorj, Rudi Bugă. Potrivit unui comunicat, măsura a fost luată după ce politicienii ar fi încălcat statutul. Rudi Bugă contestă însă excluderea și spune că Bogdan Diaconu nu avea calitate în partid, fiind exclus la rândul său zilele trecute din PRU. Lui s-a adus ieri la cunoștință excluderea din partid cu hotărâre judecătorească, cu executor judecătoresc, dar el, vă spun, am impresia că a consumat ce a consumat în seara alegerilor, dacă țineți minte filmul ăla, că acolo nu-i vorba numai de băutură. Ba mai mult, Bogdan Diaconu și-ar fi pierdut calitatea de lider în momentul în care și-a bătut joc de partid. Oamenii care îi vedeți dumneavoastră că scrie că e exclus printr-un persoanele excluse care el scrie că sunt excluse, sunt toți membrii BPN-ul. Nu poți cu cine e exclus. Dacă oamenii sunt membrii BPN-ul, e exclus el. El nu mai are nicio putere în partid. Pe el nu mai recunosc nici oamenii de la țară. Președintele PRU Gorj afirmă că, în ciuda problemelor, nu va pleca din partid.